Din nou, bun venit la o nouă ediție a programului Întreabă Cuvântul. Spun din nou pentru că este a treia ediție în care ne întâlnim împreună cu dumneavoastră și împreună cu cei care sunt oaspeți nevăzuți ai acestui program, mă refer la prezența lui Dumnezeu și a îngerilor buni, care sunt cu noi deci în studiul cărții lui Pavel către Efeseni. Săptămâna aceasta și pentru sabatul următor, studiul numărul 3 ne așează în față provocări noi, dar de fapt este o continuitate a începutului pe care l-am folosit în capitolul 2. În studiul 2 am început capitolul 1, ca să fiu mai corect, capitol care îl vom continua astăzi. După ce am studiat despre bogăția de har și planul lui Dumnezeu pregătit în Iisus Hristos de la începutul lumii, de la întemeierea lumii sau înainte de întemeierea lumii, planul acesta este desfășurat înaintea noastră, înaintea celor care au citit această epistolă pentru prima oară și de atunci până la noi, plan care își primește forța sau puterea de la Domnul Iisus Hristos. Titlul acestui studiu este Puterea lui Iisus Hristos cel Înălțat. Așa cum de obicei avem în partea de început, la introducere, aș vrea să spun bun venit și celor care sunt cu noi pe platou. Bun venit, Ghiță, ne bucurăm că ești cu noi. Bun venit, fratelui pastor Vali, mă bucur că sunteți de asemenea împreună cu noi. Înainte de a intra în conținutul studiului, vă rog să haideți să înălțăm o rugăciune. Ghiță, ai vrea să te rogi? Da. Îți mulțumim, Tată bun, că ne-ai învrednicit să lucrăm în via Ta. Avem nevoie să trimiți Duhul Tău cel Sfânt peste noi ca să înțelegem cuvântul. Știm că epistolele lui Pavel sunt niște epistole profunde, adânci, în care trebuie să săpăm adânc ca să ajungem la adevărurile pe care Tu vrei să ni le spui și să le putem înțelege. Binecuvântează fiecare participant, văzut și nevăzut de pe internet, care ascultă această dezbatere și ajută-mi ca împreună să putem să ne pregătim pentru revenirea Ta. Amin. În numele Lui Iisus te-am rugat. Amin. Spuneam că studiul de astăzi continuă în mod organic ceea ce am studiat data trecută în studiul numărul 2. Deci suntem în capitolul 1, în a doua parte a capitolului 1. Înainte de a intra chiar în tematica acestui studiu, aș vrea să folosim ultimele versete pe care le-am citit data trecută, versetele 13 și 14, care ne leagă cumva de ceea ce Pavel vorbește în versetul 15 și mai departe. Și aș vrea să te invit, Ghiță, dacă vrei să citești, te rog frumos, vă invit de asemenea să deschideți Bibliile împreună cu noi la Efeseni 1, începând de la versetul 13 și apoi 14 și 15. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. De aceea și eu, când am auzit despre credința în Domnul Iisus, care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când pomenesc în rugăciunile mele. Când vă pomenesc în rugăciunile mele. Mulțumesc! Efesenii au primit cuvântul adevărului, au ascultat deci cuvântul, au crezut, au primit Duhul Sfânt ca o arvună și Duhul Sfânt care a pecetluit chemarea lor, alegerea lor, viața lor, în adevăr. Prima întrebare. Pentru ce mulțumește Pavel sau care sunt elementele pe care Pavel le amintește aici cu privire la ceea ce a auzit el despre efeseni, despre credincioși din Efes? Deci Pavel le spune mulțumește lui Dumnezeu pentru credința lor, pentru faptul că au pornit pe acest nou drum și pentru că au început să-L înțeleagă pe Iisus Hristos. Mulțumesc! Creștinismul era la început, atunci era destul de greu de înțeles și aveam nevoie de încurajare. Și Pavel tocmai asta face prin rugăciune, încurajează credincioșii din Efes. În versetul 15, ce alt element mai este menționat? Deci credința lor în Domnul Iisus și dragostea voastră pentru toți sfinții. Deci dragostea dintre ei, cum se ajutau și cum studiau împreună. Mulțumesc! Sunt aceste aspecte care țin de
eu știu, o înțelegere teoretică a adevărului sau o înțelegere practică? Practic, sigur că da. Deci după ce Pavel îi laudă pentru că a început să înțeleagă adevărul, îi laudă și pentru partea practică. A început să se iubească între ei și să se ajute unii pe alții. Cum a ajuns Pavel să audă despre ei? Este o întrebare care nu este în studiu, dar vreau să vă provoc puțin la a gândi în direcția aceasta. Cum se face că credința lor în Isus și dragostea lor unii față de ceilalți a ajuns la urechile lui Pavel? Deci ceea ce făceau ei acolo, biserica care începuse să fie construită și să se dezvolte în Efes, iată că despre ea a început să se vorbească în toată Asia Mică, pentru că Pavel circula dintr-o parte în alta în Asia Mică și a început să circule știrile despre ei și despre cum se comportă unul cu altul. Mă întreb dacă Pavel ar auzi și despre biserica din Loma Linda, tot așa, sau poate despre alte biserici care iubesc pe Dumnezeu și urmează legea sa. Este un lucru extraordinar să poți să auzi asemenea vești despre biserica pe care ai vizitat-o și în care ai lucrat. Frate pastor, aș vrea să adaug la toată treaba asta. Este un soi de uimire în acest dialog. Uimire care mărturisește despre faptul că nu este vorba de ceva obișnuit sau ceva comun. Și asta este uimirea pe care Biserica Creștină a produs-o întotdeauna în oamenii din jur. Dragostea pe care reușea să o manifeste, să o producă între frații, a fost unul dintre dovezile care apar în istorie. Iată cât de mult se iubeau ei. Da? Și, de asemenea, credința în Domnul Iisus Hristos, care a fost probată prin martiraj. Adică frizează cu absurdul, cu nebunia. Spuneam și altă dată, ceea ce spuneau ucenicii e incredibil. Că a înviat Iisus Hristos, că a creat Universul, că a murit pentru păcatele noastre. Toate lucrurile astea sunt absurdități. Când însă un om își dă viața pentru ele, încep să te întreb dacă nu cumva sunt realități. S-a probat cumva această realitate. Mulțumesc. În pasajul pe care am început să-l citim, aș vrea să merg la următoarea întrebare. Pentru ce mulțumește Pavel? Pentru ce se roagă el acolo? Și suntem acum, sau privim chiar la începutul rugăciunii lui, versetul 16 în continuare. Cred că puterea creștinismului constă într-un fel de descoperire supraumană a modului în care Dumnezeu se manifestă în lumea noastră. Toate celelalte religii sunt scheme de lucru care și-au rădăcinile ori în experiența umană, ori în spiritismul manifestat în acea religie. Ceea ce se întâmplă în Biserica Creștină însă are altă sursă și are o altă putere. Din cauza asta, citesc, capacitatea noastră de înțelegere trebuie să fie trezită de Duhul Sfânt și inima noastră trebuie să se înalțe la Dumnezeu prin credință, cu speranță și laudă continuă. Adică sunt niște lucruri extraordinare care se întâmplă și care nu pot să fie înțelese decât prin Duhul lui Dumnezeu. Cred că despre asta este vorba când Apostolul Pavel se roagă, Doamne, fă cu noi minunea asta să înțelegem. Dacă nu înțelegem, noi vom experimenta doar o realitate omenească care o experimentează și celelalte religii. Mulțumesc că ați atins un punct foarte important. De fapt, studiul vorbește despre faptul că în Efes, ca în multe orașe sau cetăți păgâne, se punea un mare accent pe spiritism, pe magie, care mergeau mână în mână cu idolatria. Creștinismul este o cu totul altă poveste, este o cu totul altă realitate. Pavel spune în versetul 16, nu... Una este credința mistică în care cineva crede într-un mister, dar nu reușește să-l explice.
Și alta este ceea ce se roagă aici Apostolul Pavel, zice: Doamne, ajută-ne să înțelegem ca să putem explica astfel încât rațiunea noastră să fie prinsă în această, în această descoperire a lui Dumnezeu. Nu e vorba doar de un, de un extaz mistic și atât, caz pe spate de plăcere, nu? Este vorba de o înțelegere profundă în care mintea și sufletul și emoțiile toate sunt angrenate împreună. Mulțumesc. În versetul 16 și mai departe, Pavel scrie: Nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Mă opresc aici. De ce era nevoie pentru o rugăciune continuă sau fără întrerupere din partea lui Pavel? Există un beneficiu, există avantaje? Mă pot ruga dimineața și seara. Și pot să amintesc în rugăciune pe cei care îi am pe listă sau pe inimă. Dar Pavel spune că el nu încetează să se roage și să-i amintească în rugăciune pe cei din Efes. Care este secretul aici? Credincioșii din Efes aveau o mare problemă, așa cum a spus și fratele pastor, acolo exista foarte multe zeități. Ei aveau o închinare diversă și multiplă și se închinau la mulți zei. Și aveau nevoie ca să iasă din această confuzie. Și de aceea Pavel se ruga și se ruga în special pentru Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt să vă descopere, să vă convingă, ca să puteți să înțelegeți confuzia în care vă aflați și să veniți la lumina lui Iisus Hristos. Ori pentru aceasta, asta nu se face într-o zi sau într-o lună. Aveau nevoie ca Pavel să se roage foarte mult pentru ei. Mulțumesc! Cred că rugăciunea înseamnă expunere. Când cineva se roagă, se expune la prezența și influența lui Dumnezeu. Tot ceea ce am citit până acum și vom mai studia se bazează pe prezența lui Dumnezeu și pe influența Duhului Sfânt asupra persoanei respective. Pentru ca Duhul Sfânt să aibă influență, persoana respectivă trebuie să se expună aceste influențe. Înseamnă timp pentru expunere, înseamnă studiu, mulțumesc, cuvântul lui Dumnezeu și înseamnă puterile minții. Așa spune Apostolul Pavel, încingeți-vă coapsele minții la un moment dat. Puterile minții toate care ar trebui să lucreze, să sape, să discute. Erau frecvente școlile filozofice atunci. În Fapte 17 se întâlnește cu stoicii, cu epicurienii. Oamenii ăștia nu făceau altceva decât încercau să înțeleagă prin rațiune și să cuprindă totul. Și Apostolul Pavel spune, dacă ăștia fac treaba asta, cu atât mai mult ar trebui să o faceți voi. Pentru că, până la urmă, trebuie să înțelegem și prin puterea asta a înțelegerii să ne apropiem de Dumnezeu. Mulțumesc. Cum sau ce înseamnă să mă rog neîncetat? Rugăciune neîncetată înseamnă să ai o legătură permanentă cu Dumnezeu. Adică că ești la lucru, că ești la școală, că ești la biserică, tot timpul să te gândești în ceea ce faci, în ceea ce acționezi. Ia uite cum ce mi-a descoperit Dumnezeu aici. Uite cum am ajuns la concluzia asta. Dumnezeu m-a ajutat să, cu tare și cu tare. Deci să-L ai pe Dumnezeu în permanență în acțiunile tale și în mintea ta. Mulțumesc. Deci prezența lui Dumnezeu permanent. Mai este ceva aici? Mai sunt elemente de adevăr care... Și de asemenea să înțelegi că Duhul Sfânt este cel care te ajută să înțelegi, te ajută să acționezi sau să iei o decizie în stânga sau în dreapta. Deci la luarea deciziilor? Singur. Mulțumesc. Uite, diferența între teorie și practică este că atunci când noi trebuie să facem un studiu ca ăsta, noi putem vorbi și facem teorie. Practica este dacă, fără să ne oblige cineva să vorbim despre Iisus Hristos, peste o oră vom mai vorbi despre El. Auziți ce scrie aici, la pagina 22, în comentarii. Afecțiunea noastră ar trebui să se concentreze asupra lui Dumnezeu. Afecțiune însemnând... elementul emoțional. Da, dragostea noastră. Sigur. Se concentreze asupra lui Dumnezeu. Contemplați măreția, harul și desăvârșirea Lui. Deci, odată este vorba de afecțiune, apoi de contemplare.
bunătatea, iubirea și perfecțiunea caracterului său să vă captiveze inima. Să fie chestii care să ne prindă, să nu scăpăm ușor de ele. Vorbiți unul cu altul despre farmecul său ceresc, despre locașurile pe care le-a dus să le pregătească pentru cei credincioși. Să vorbim unul cu altul. Și acum vreau să devin puțin vulnerabil. Ghiță, tu știi cât de greu ne este să vorbim despre Iisus Hristos în mod natural. Natura noastră ne îndeamnă către alte subiecte. Ne zvârlă către altceva. Acela care vorbește despre cer este cel mai de folos, este cel mai de folos creștin pentru cei din jurul său. Cuvintele sale sunt folositoare și înviorătoare. Ele au putere transformatoare asupra celor care le aud și vor înmuia inima și o vor supune. Încrederea în noi înșine ar dispărea dacă am vorbit mai puțin și ne-am rugat mai mult. Mulțumesc. Probabil că putem adăuga la lista de modalități în care să avem o rugăciune permanentă sau să fim în permanență legați prin rugăciune de Dumnezeu și ideea de a avea pe Dumnezeu ca răspuns la rugăciuni care vin datorită situațiilor critice sau neașteptate în fața noastră, situații cu care nu ne-am așteptat să ne întâlnim și pentru care avem nevoie de răspuns, avem nevoie de ajutor, Dumnezeu ne poate oferi ajutor. Poate trebuie, pentru că dacă noi rămânem condiționați doar de întâmplările din viața noastră, vom fi ca niște pompieri. Imaginea asta este foarte des folosită în ultima vreme, care sting doar incendiile care au apărut. Dar nu există nimic construit, cum să spun, cu consecvență, cu logică. Ori cel ce construiește toate lucrurile este Duhul Sfânt, care depășește întâmplările și care creează o necesitate, o problematică, astfel încât creștinul gândește, se roagă, se luptă cu Dumnezeu în rugăciune în mod logic, construind, nu odată acolo, aleatoriu, după cum ni se întâmplă viața. Mulțumesc. Ghiță, aș vrea să te invit să citim mai departe de la versetul 17 și să vedem pentru ce se roagă Pavel aici în capitolul 1 pentru cei din Efes. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Iisus Hristos. Mulțumesc! Deci, e atât de complex acest text. În original chiar discutam puțin despre lucrul acesta. Între versetele 3 și 14, în original, există o singură propoziție. La noi în românește sunt 5 propoziții, iar între versetul 15 și apoi versetul 25, încheierea capitolului, este iarăși o singură propoziție. La noi în românește sunt 3 propoziții. Este foarte profund, este de o complexitate și de o profunzime foarte mare. Pentru ce se roagă Pavel, deci, din partea de început a versetului 17 și apoi 18? Dai voi o introducere mică. Vă rog. Uite, la finalul studiului nostru, în partea de comentariu și de, mă rog, materialul pentru instructori, apare ideea că noi avem două feluri de înțelepciune. O înțelepciune filozofică și revelația. Când zice aici, mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru, Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune,
Comentariul de aici spune că nu se referă la înțelepciunea filozofică. Sau intelectuală, da. Ba nu, că acum trebuie stabilit puțin. Care e diferența între înțelepciunea filozofică și înțelepciunea revelației? Că în amândouă este prinsă înțelepciunea intelectuală. Intelectuală, intelectul sau, eu știu, capacitatea noastră de a gândi, sunt prinse în amândouă. Vreau să stabilim lucrul ăsta pentru că sunt semne de întrebare în legătură cu creștinul. E creștinul un neînțelept, un om care nu știe nimic? Sau este creștinul un om înțelept? Și care ar fi diferența între înțelepciunea filozofică și înțelepciunea revelației? Nu știu dacă merită să dezbatem lucrul ăsta foarte mult, dar aș vrea doar să zic două vorbe ca răspuns. Înțelepciunea filozofică este înțelepciunea omului despre om, în care omul își dă cu părerea, ideile lui sunt importante, în care el speculează și așa mai departe. De la om către om, despre om. Revelația, înțelepciunea revelației este înțelepciunea lui Dumnezeu despre Dumnezeu. Nu despre om, despre Dumnezeu. În care omul nu are prea mult de spus. În care Dumnezeu vorbește și în momentul în care Dumnezeu vorbește se așează o bază a cunoașterii care depășește orice cunoaștere umană. De pe această bază a cunoașterii, după aceea, logica umană, înțelegerea umană poate construi și poate dezvolta această înțelegere. Dar, încă o dată, revelația formează o bază diferită. Dacă nu ai ca bază revelația, nu poți construi nimic despre Dumnezeu și în direcția lui Dumnezeu. Iar dacă totuși vorbești despre tine, când omul devine măsura tuturor lucrurilor, omul devine doar o probabilitate, iar filozofia lui doar o speculație. Mulțumesc. Deci, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. De revelația lui. De revelație. De revelație. Mm-hmm. Descoperirea lui. Deci Duhul Sfânt este singurul care ne-L poate descoperi pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este infinit, noi suntem finiți, creați. N-ai nicio șansă ca din noi să putem să înțelegem pe Dumnezeu. Poate că aici, deși nu ținut de lecțiune, ar merita să adăugăm, de asemenea, există presupoziții ale întregii noastre existențe. Lumea are presupoziția că Dumnezeu nu există. E o presupoziție. E demonstrat ceva? Nu. E credință? Da. Deci omul crede că Dumnezeu nu există. Nimeni nu poate demonstra că Dumnezeu nu există. Nu se poate treaba asta. Creștinul Spune că Dumnezeu există. Este o presupoziție. Da. Sigur că da. E credință? Da. Poate cineva să demonstreze că Dumnezeu există? Parțial, dar nu în totalitate. Dumnezeu nu e demonstrabil. Dumnezeu este cel ce este prin sine, dacă îl crezi sau nu. Cred că vreți să spuneți că Dumnezeu a lăsat, dacă cineva vrea să se îndoiască de existența lui, poate să facă lucrul ăsta. Dar dacă cineva vrea într-adevăr să se convingă, va putea să găsească dovezi suficiente. Sunt dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Dar dovezile existenței lui Dumnezeu, din nefericire, sunt împletite cu dovezi sau cu idei care pun la îndoială prezența sa. Adică, am mai spus-o, te uiți și vezi o pasăre cântând și zici, Doamne, uite dovada existenței și a creațiunii tale. Și sub vezi o pisică care de-abia stă în poziție de vânătoare ca să o... Dovada păcatului. Dovada păcatului. Și atunci, care sunt dovezile? Dar sunt dovezi într-o parte și într-alta. Presupozițiile însă mărturisesc despre, foarte interesant, despre ce vrem noi să credem. Presupozițiile noastre nu sunt justificate științific. Presupozițiile noastre nu sunt justificate rațional. Ele mărturisesc doar despre ce vrem noi să credem. Și după ce stabilim ce vrem noi să credem, după aceea noi construim pe ceea ce am vrut noi să credem. Mie îmi place ce a spus Lucian, că Dumnezeu ne lasă să credem într-o parte sau în cealaltă. Ceea ce arată că
un Dumnezeu absolut ne-a dat libertatea absolută. Este dovadă dragostea, da. Deci Pavel se roagă pentru ca Tatăl, Dumnezeu Tatăl, să le dea celor din Efes un duh de înțelepciune și descoperire. Și descoperire asta pentru cunoașterea interesant. Lui. Iar expresia, și aici vreau să mă ajutați, vă rog frumos, expresia ca să vă, sau și să vă lumineze ochii inimii. Vă place expresia aceasta și ce înseamnă ea? Foarte la modă este astăzi să se spună că emoțiile sunt oarbe. Pavel spune, emoțiile au ochi. Și un rol în înțelegere. E diferență mare în această, eu știu, abordare. Dar Apostolul Pavel spune, au ochi. Când un om este condus de Dumnezeu în emoțiile lui, omul respectiv vede. Când un om nu este condus de Dumnezeu în emoțiile lui, omul respectiv e orb. Mulțumesc. Voi pune o întrebare fratele pastor și îl voi ruga pe Ghiță să meargă la Efeseni 3, 3:14. Frate pastor, din ceea ce ați spus acum, poate fi Dumnezeu cunoscut pe deplin doar la nivelul intelectului sau cunoașterea de Dumnezeu implică toate aspectele umane sau toată... Nu, omul îl cunoaște pe Dumnezeu, nu părți din om îl cunosc pe Dumnezeu. Omul îl cunoaște pe Dumnezeu bun. Așa cum un om își cunoaște mama sau tatăl. Uh-huh. Nu și-o cunoaște numai după chip. O cunoaște după mângâiere, după glas, după faptele emoțional. Omul își definește mama mult mai bine emoțional decât fizic. Și apoi când ajunge să o înțeleagă sau să-și înțeleagă tatăl, în momentul acela rațiunea are capacitatea de a-și recunoaște mama sau tata prin modul în care i-a înțeles gândirea, i-a înțeles reacțiile față de adevăr sau față de minciună, toate acestea țin de înțelegere și de recunoaștere. Omul îl recunoaște sau îl cunoaște pe Dumnezeu în totalitatea lui, emoțional, psihologic, ideologic, rațional, fizic, dacă vrem. Există vreo limită a cunoașterii lui Dumnezeu? Nu. Mulțumesc. Nu. Deci Dumnezeu este sau va fi un studiu, va fi obiectivul studiului nostru pentru veșnicie. Ghiță, dacă ai găsit Efesen 3, acolo Pavel scrie sau folosește o a doua rugăciune pentru cei care sunt în Efes și te invit, te rog, dacă vrei să citești pasajul de la versetul 14 până la 21. Și aș vrea să comparăm puțin apoi cele două rugăciuni din capitolul 1 și capitolul 3. Da. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ și să-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Amin. Amin. Din nou, un text foarte complex aici. Pavel este expert în asemenea formulări complexe. Vreau să vă întreb, din rugăciunea în capitolul 1 și rugăciunea în capitolul 3, găsim elemente comune și ce este diferit la el atunci, dacă ne uităm dincolo de ceea ce este comun? Ce ar fi comun? Supranaturalul. Apoi, uluirea lui Pavel în fața iubirii lui Iisus Hristos aici, în fața dragostei,
Dacă mă întorc la Efeseni în capitolul 1, în fața chemării, în fața moștenirii și în fața puterii lui Iisus Hristos. E uluit, e depășit. Apostolul Pavel spune că nu vom putea înțelege niciodată prin puterile noastre, prin filozofia noastră, prin speculațiile noastre, nu vom putea înțelege nimic din această dimensiune care depășește total puterea noastră. Și atunci ajungem aici, poate că ar trebui să facem un apel puternic ca biserica să se întoarcă la rugăciune. Noi să ne întoarcem la rugăciune. Noi ne-am dezvățat de rugăciune și nu cunoaștem puterea ei, ne bazăm destul de mult pe intelectul nostru, ne bazăm destul de mult pe logica noastră, pe dezbaterii pe care le facem, mai puțin pe influența puternică și tăcută a rugăciunii, în care omul își deschide sufletul ca să-l umple Dumnezeu. Asta e puterea bisericii. Mulțumesc, un apel puternic, deci la rugăciune personală și de asemenea rugăciune ca biserică. Mi-mi place aici expresia, zice, să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plini de toată plinitatea lui Dumnezeu. Și după vorbește de înălțime, lungime, adâncime, deci cuprinde toate dimensiunile. Spune că dragostea este nu tridimensională, multidimensională și că e greu de înțeles dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Și totuși, Pavel se roagă și zice, mă rog ca să o pricepe, să o cunoașteți. Da, încă ceva, nu este o pricepere teoretică. Nu. Că noi așa facem, face teoria iubirii. Apostolul Pavel vorbește de o pricepere practică. Și mă trimite aproape instantaneu la scala lui Petru, care spune să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința. Cunoștința vine din faptă, din practica cu Dumnezeu a unui lucru. Și am vorbit de rugăciune, am făcut un apel la rugăciune. Studiul face un apel la recunoștință. Noi nu vom putea să-L înțelegem pe Dumnezeu decât în măsura recunoștinței noastre față de Dumnezeu. În măsura în care suntem mulțumiți, în măsura în care aducem laudă. De asta e o primejdie la un moment dat să ne rugăm doar când avem nevoie. Adevărata rugăciune izvorăște din momentele în care suntem copleșiți de bunătatea lui Dumnezeu, copleșiți de frumusețea Lui și în momentul în care omul îi scrie lui Dumnezeu un psalm. Chiar îi spune, Doamne, aș vrea să spun ce ai adus. Ai recunoștință. Mulțumesc. Pot să spun că este o experiență deosebită. Am început să lucrez și să gândesc în felul acesta. Vă invit să putem să scriem psalm sau muzică frumoasă pentru Dumnezeu. Vă rog să-mi dați voie să spun ce mi-a plăcut. În capitolul 1, în versetul 10, Pavel scrie, vorbind despre planul sau despre taina lui Dumnezeu, planul alcătuit în sine însuși și în Hristos, să-L aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-un singur, într-unul în Hristos, toate lucrurile din ceruri și de pe pământ. În capitolul 3, Pavel spune că în Iisus Hristos își are originea sau rădăcina orice familie din cer și de pe pământ. Deci iată cum Iisus Hristos sau cum Dumnezeu în Iisus Hristos unește lucrurile și familia din cer cu lucrurile și familia de pe pământ. Este extraordinar. Amintesc și eu paradoxul ăsta, să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Cu alte cuvinte, să cunoașteți ce nu se poate cunoaște. Nu, ce se poate cunoaște, dar nu ajungi la capăt. Să continuați să cunoașteți, dar nu veți ajunge să cunoașteți niciodată totul. Cunoștința va avea sfârșit, cutare va avea sfârșit, dar dragostea, nădejdea, tot dragostea rămâne. Dragostea rămâne cursul la care vom participa în continuare pentru veșnicie. Exact. Asta ar trebui să ne dea curaj, să vorbim despre Iisus Hristos în fiecare zi, să vorbim despre dragostea Lui, să-i mulțumim în fiecare zi, pentru ca să ne obișnuim să cuprindem cât mai mult din dragostea Lui. Mulțumesc! Ne pregătim să mergem mai departe. În capitolul 1 vreau să poposim puțin la pasajul din versetele 18 și apoi 19-20.
Despre ce trei lucruri se roagă, sau pentru ce trei lucruri se roagă Pavel aici, pentru ca cei din Efes să poată să exceleze sau să dobândească o poziție sau o condiție înaltă? Trei lucruri, da. Deci el se roagă pentru ca să aibă pricepere? Un lucru din trecut, adică nădejdea chemării. Chemarea a avut loc în trecut pentru efeseni. Ei au răspuns chemării. Numai Pavel vorbește despre nădejdea chemării, cu alte cuvinte, rezultatele acestei chemări. Ce aștepți de la momentul în care Dumnezeu te-a chemat? Ce aștepți tu? Și Pavel vorbește despre nădejdea chemării. Și o altă perspectivă este perspectiva de viitor, perspectiva de moștenire. Deci este chemarea trecută și moștenirea viitoare. Și zice, bogăția acestei moșteniri în Sfinții lui Dumnezeu. Și în final, punctul 3 vorbește despre puterea lui Dumnezeu, care este ieri și în veci, și care unește chemarea cu moștenirea. Pe tot traseul vieții noastre, de la chemare până la moștenirea, la proslăvire, noi suntem chemați să admirăm desfășurarea puterii lui Iisus Hristos în viața noastră. Și aici îmi spune ceva, și cu asta închei, îmi spune că în viața mea puterea lui Dumnezeu se va manifesta în același fel cum s-a manifestat în Iisus Hristos. Dacă mă uit să văd cum s-a manifestat puterea Tatălui în Iisus Hristos, de la Betleem sau din veșnicie, când l-a chemat, până la cruce și înviere, Apostolul Pavel spune că nimic din toate acestea nu sunt ascunse față de noi. Totul și toate ne aparțin. Mulțumesc. Aș vrea să poposim sau să rămânem puțin la aceste trei elemente și aș vrea să vă întreb, pentru mine este clar elementul numărul 1, nădejdea chemării, cu o privire spre trecut, chemarea și privirea spre viitor, nădejdea. Cum este cu moștenirea sau bogăția slavei moștenirii? Este moștenirea aceasta paradisul refăcut sau restaurat, sau este mai mult decât atât? Din punct de vedere al lui Dumnezeu, care este moștenirea lui? Dumnezeu ne cheamă la moștenire atât aici, acum, pe pământ, în condițiile păcatului, cât și la moștenirea despre care ai spus de paradis și așa mai departe. Dar cred că mai înainte de a ajunge la paradis, este vorba de moștenirea pe care ne-o făgăduiește acum aici. Moștenirea caracterului său. E vorba de transformare. Dacă noi nu obținem această moștenire, nu vom obține și pe cea fizică de care ai vorbit, de paradis și așa mai departe. Ăla este foarte important atât pentru Dumnezeu cât și pentru noi. Caracterul. Să fim ca Hristos. Dacă fratele pastor a spus mai înainte, să fim niște prototipuri care, ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos, să se întâmple și cu noi, să fie aceeași cale. Și atunci, bineînțeles, că vom ajunge și la paradis. Descoperirea chipului lui. Da. Chipului Dumnezeu. Există o tendință ca oamenii să-și facă slava din construcții, din tronuri, din și așa mai departe. Dumnezeu este singurul care nu-și face slava din clădiri și din modelarea materială. Zice aici, moștenirea lui în sfinți. Și el arată că moștenirea lui e în oameni. Până și pământul, în întreaga lui creație, a fost făcută pentru om, pentru ca coroana creațiunii ea însă să fie slava lui Dumnezeu. Deci scopul lui Dumnezeu, perspectiva lui Dumnezeu sunt ființele umane. Mulțumesc. Deci slava lui suntem. Mulțumesc. Noi suntem moștenirea lui, noi suntem slava lui, descoperirea caracterului. Deci ceea ce suntem noi. Deci e mai mult decât cetatea, e mai mult decât lumea care vine, este ființa umană făcută pentru slava lui, care trăiește pentru slava lui. Mulțumesc. În versetul 19, în capitolul 1, versetul 19, Pavel continuă și scrie
folosind conjuncția și, deci bogăția slavei moștenirii în sfinți, și care este față de noi credincioși, spune el, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Iisus Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Mă opresc deocamdată aici. Care este mărimea puterii lui Dumnezeu potrivit cu ceea ce scrie Pavel în Efeseni 1 aici? Sau cum măsurăm sau pe ce scară se poate înțelege puterea lui Dumnezeu pentru noi credincioși? El spune pentru noi, descoperită în Iisus Hristos. Pentru că spune că este descoperită în Iisus Hristos, ne dăm seama din nou că nu este vorba de o putere fizică, că a făcut ceva, că a creat ceva. E vorba de ce creează, să-L creeze pe Iisus Hristos în om. Cred că la puterea asta se referă aici. Cum îl creează Dumnezeu pe Iisus Hristos în oameni? Pentru că pentru aceasta e nevoie de o putere și de o schimbare dramatică în om și nu e ușor. Aș adăuga faptul că expresia după lucrarea puterii tăriei lui, eu aș zice că aici Dumnezeu își măsoară lucrarea lui cu tăria lui. Adică lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă eu și cu tine, poate să fie măsurată numai cu persoana sa. Adică cât de puternic e Dumnezeu, atât de puternic va lucra în mine și în tine. Nu e mai mult, nu e mai puțin de atât. După puterea lui. Cum va lucra în mine? După puterea lui. Cât de puternic e el, atât va lucra în mine. Lucrul ăsta ar trebui să ne bucure, ar trebui să ne și înspăimântă. Că este înspăimântătoare această putere a lui Dumnezeu care lucrează. Asta am vrut să spun, mergând un pas mai departe, privind la viața Domnului Hristos, este posibil ca noi să experimentăm aceeași putere? Mă refer astăzi, în fiecare zi. Din punctul acesta de vedere, mă iertați, există oameni, există gândire, există cuvinte, filozofii chiar, care spun aici nu se poate trăi altfel, faci cât poți, te străduiești, dar nu ai cum, va trebui să accepti faptul că ești păcătos și că ești mântuit și că n-ai putere, păcatul și că n-ai putere. Da, te rogi, Dumnezeu te iartă, este împărtășirea sau neprihănirea împărtășită sau atribuită și apoi împărtășită, dar nu ajungem să trăim sau să vedem frumusețea vieții trăite cu Iisus Hristos prin puterea Lui, la mărimea aceea. Deci omul fără putere este imaginea de fiecare zi care ne este vândută de lumea noastră și mi se spune, n-ai putere, n-ai cum. Ți-a pus Dumnezeu idealurile respective. Spune Dumnezeu treaba asta, dar spun eu că nu se poate. Nu se poate. Păi uite, de ce? Păi uite-te de jur împrejur. Cine a putut? Nu a putut nimeni. Și atunci majoritatea creează normalitatea. Cifrele spun că asta este normalitatea. La Dumnezeu nu este așa. La Dumnezeu este invers. Dacă unul a putut, înseamnă că toți pot să poată. Și unul a fost. Și uitați-vă ce zice mai departe. Zice, lucrarea asta a lui Dumnezeu care lucrează în noi este lucrarea care a fost desfășurată în Iisus Hristos, spune versetul 20. Deci lucrarea care a fost desfășurată în Iisus Hristos este aceeași lucrare care lucrează sau aceeași putere care lucrează și în mine și în tine și rezultatul obținut în Iisus Hristos este același rezultat care poate să fie obținut în mine și în tine. Și lucrarea aceasta făcută în Domnul Iisus Hristos când a fost făcută? A fost făcută după ce a venit pe pământ, nu? A arătat cum s-a lucrat în condițiile păcatului într-un om. Dar zice acolo, ca să fie foarte clar, să nu avem dubii, da, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Știi, putem să ne uităm la Domnul Iisus Hristos și cum a coborât în chenoza lui, cum a coborât până la noi. Dar trebuie să ne uităm și la Iisus Hristos cum a fost ridicat. Și aici se vorbește despre faptul că puterea lui Iisus Hristos este arătată în ridicarea lui Iisus Hristos, că El a ajuns de a fost făcut blestem pentru noi,
păcat pentru noi, mai jos de atât nu se putea, și apoi să-l vezi pe Tatăl care îl ia pe acest om făcut blestem și păcat și ridicat și pus la dreapta lui Dumnezeu. Omul care a trăit pe pământul acesta într-un fel, va trăi în același fel pe tronul lui Dumnezeu. Deci în același fel pe tronul lui Dumnezeu. Deci suntem chemați la aceeași cale, la același drum pe care l-a parcurs Iisus Hristos. Exact. Suntem chemați la drumul pe care l-a parcurs Iisus Hristos după ce a fost înviat din morți. Că de-aia zice că și noi am fost înviați din morți în omul cel nou. În omul cel nou. Deci nu mai este Valentin, nu mai e Ghiță, nu mai e Lucian, este Iisus Hristos în toți și suntem chemați să trăim ca Iisus Hristos în identitatea asta lui Ghiță, lui Lucian și a mea. Da? Da. Vă mulțumesc mult. Aș fi vrut să mai ascult. Bun, mergem mai departe. În cadrul studiului nostru, autorul ne invită să abordăm sau să urmărim de asemenea în ascensiunea sau ridicarea Domnului Iisus Hristos, poziția sa de autoritate. Unde este așezat Domnul Iisus Hristos sau unde l-a așezat Tatăl pe Domnul Iisus Hristos, ca să fiu și mai specific? Cumva suntem pe secțiunea de miercuri. Deci, vorbim despre pasajul din Efeseni 1, exact, de la versetul 21. Și ce înseamnă lucrul acesta pentru noi? Ce fel de promisiune, ce fel de avantaje, beneficii sau cum ne ajută pe noi ascensiunea aceasta sau ridicarea aceasta a Domnului Iisus Hristos? Mai întâi să vedem unde este El sau cum a fost ridicat. Ghiță, dacă vrei să citești, te rog frumos, da. E foarte frumos scris și... Deci încep de la 20 un pic, ia. Pe care a desfășurat-o în Hristos, puterea prin faptul lui, că da, l-a înviat din morți, l-a pus să șadă la dreapta sa în locuri cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. I-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Iarăși un text foarte complet care ne arată măreția și puterea pe care Domnul Iisus Hristos o are în acest univers. El este totul în toți, El stăpânește peste tot, peste orice dregătorie, peste orice nume, peste tot ce există, tot ce a fost creat. El este stăpân. Mulțumesc. Ce înseamnă pentru Efeseni pentru, și pentru noi astăzi ce înseamnă? Pentru vreau un să creștin, practic, da. Creștinul riscă la o suprasimplificare a lucrurilor. Noi riscăm treaba asta. Adică noi suntem tentați să zicem, domnule, dacă Iisus Hristos este cel mai mare, noi nu mai avem nu ne mai interesează îl mai mic. Și într-un anume fel, ne-i de folos treaba asta. Nu ne mai ocupăm cu Satan și cu puterile lui, că noi ne ocupăm de Domnul Iisus Hristos și cu puterea lui. Simplificăm lucrurile așa, însă Apostolul Pavel spune că felul ăsta de a fi nu privește complexitatea luptei. Nu privește tot frontul. Noi, repet, riscăm o suprasimplificare și Apostolul Pavel spune sunt oameni care se lovesc de alte puteri. Există experiențe de posedare. Există momente în care Satan se împotrivește atât de puternic încât se ajunge la viață și pe moarte. Când a coborât Domnul Iisus Hristos de pe muntele schimbării la față, s-a întâlnit cu un demonizat care Tatăl spune, l-aruncă în foc, l-aruncă în apă și, pe urmă, când l-a eliberat, zice, l-a lăsat aproape mort. Nu e ușor. Satan se împotrivește. Pe noi Satan ne câștigă prin faptul că ne face câte vreme noi vom păcătui și nu ne vom împotrivi puterii sale, Satan nu se va manifesta cu toată puterea împotriva noastră, că n-are de ce. Când însă ne vom împotrivi total puterii sale în ascultare de Dumnezeu, Satan va folosi puteri
extraordinare ca să lupte împotriva noastră. Sau împotriva copiilor lui Dumnezeu. Da? Ei, și aici textul ne e de folos. El spune că Domnul Iisus Hristos este deasupra oricărei puteri, oricât de puternici ar fi. Adică, poate că nu ne gândim foarte mult, dar Satan a stârnit furtuni pe mare, cu tremure de pământ, grindină, foc, coborârea focului din cer. Și stârnește și astăzi. Toate lucrurile astea ne sunt spuse ca fiind puterea lui și lucrarea lui. Sunt oameni care le văd. Sunt oameni care asistă la ele. Sunt oameni care sunt îngroziți și sunt oameni care sunt convinși că puterea mai mare de atât nu există. Biserica este suficient de slabă astăzi încât să n-arate că o putere mai mare o mână. Și atunci oamenii respectivi sunt puși într-o situație extrem de confuză. Noi suntem chemați nu doar să credem că Iisus Hristos are o putere mai mare decât toate puterile respective, ci suntem chemați să folosim această putere, să ne fie la îndemână și să demonstrăm că această putere există. Mulțumesc. Ai vrut să mai adaugi ceva? Nu. Mulțumesc. Expresia Dumnezeu l-a așezat în locurile cerești la dreapta sa sau l-a pus să șadă cel înviat din morți, l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, stăpânire și așa mai departe. Imaginea de a îl avea pe Domnul Iisus Hristos la dreapta Tatălui în locurile cerești, ce vă sugerează? În primul rând, te înfricoșezi când înțelegi unde stă Domnul Iisus Hristos și că noi suntem părtași și vom fi părtași la același tron. Numai puțin. Zice că nu că vom fi. Auziți? Suntem cu el. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Această prezență reprezentativă acolo contează enorm. Zice că noi suntem deja acolo. Noi nu că vom fi, noi suntem deja. Deci avem reprezentantul nostru acolo, pe Domnul Iisus Hristos. Nu că avem reprezentant. Suntem acolo. Așa scrie aici. Amen. Ne-a pus să ședem. Fizic suntem aici încă, pentru că nu a venit a doua venire. Fizic suntem aici. Dar cu spiritul și cu gândul suntem chemați să fim acolo, nu? Cred că la asta te referi. Adică mă refer la faptul că realitatea șederii noastre pe tron este mai puternică decât realitatea fizică a existenței noastre aici. Noi vedem numai cu ochii fizici. Dar pentru Iisus Hristos noi suntem acolo. De aceea este nevoie de iluminarea ochilor inimii. Da. Deci, imaginea... Și de remarcat este că realitatea lui Iisus Hristos e mai puternică decât realitatea noastră. Este cumva aceasta și o imagine de sanctuar? Nu este inclusă în studiul nostru, dar așezarea în locurile cerești, la dreapta Tatălui... Se face un sanctuar. Acolo este Tatăl, acolo este Domnul Iisus Hristos, acolo se va desfășura și judecata din timpul celor 1000 de ani pe care noi vom sta pe tron. Și acum se desfășoară tot acolo judecata de cercetare, nu-i așa? Și judecata de cercetare care este acum în place. Daniel 7. Sigur. Aș vrea să mai adaug... Aș vrea să știm că noi nu mai avem dreptul să mai vorbim de omul cel vechi în contextul acestei lucrări a lui Iisus Hristos. În contextul acesta noi trebuie să vorbim numai de omul cel nou, de omul duhovnice și de lucrarea Duhului Sfânt pe care o face. Din cauza asta, perspectiva recunoștinței este extrem de reală, de lucrabilă, de eficientă. Noi trebuie să-i mulțumim lui Iisus Hristos că nu mai suntem în lumea asta, ci suntem în lumea Lui, în împărăția Lui. Este extraordinar. Vă mulțumesc. Ultima parte din capitolul 1, versetul 22 și apoi 23, El, Tatăl, i-a pus totul sub picioare, i-a dat l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui care plinește totul în toți. În ce fel Domnul Iisus Hristos este
sau cum se relaționează poziția Domnului Hristos în ceruri, la dreapta Tatălui, în locurile cerești, cu biserica sa pe pământ, potrivit cu ceea ce Pavel ne învață aici. Comentariul ne spune că biserica n-ar trebui să se teamă. Ori biserica se teme în momentul ăsta. Textul spune, n-ar trebui să se teamă. Auziți, sufletul lui David a fost înviorat, amintindu-și multele dovezi ale milei lui Dumnezeu. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Noi spunem că noi avem privirea țintită numai asupra lui Iisus Hristos. Noi spunem că nu mai ținem cont de lucrările celui rău, că toate celelalte stăpâniri nu ne interesează. Dacă ne temem, de ce ne temem? De toate acestea. Din ce cauză ne temem? Și apostolul, iertați-mă, David spune, ori de câte ori mă tem și lucrul ăsta se întâmplă, mă încred în tine. Cu toate că nu putea să vadă nicio cale de ieșire din necaz, Dumnezeu putea să vadă o astfel de cale. Deci, la nivelul luptei de aici, curajul bisericii și al poporului Dumnezeu, al meu și al tău, e esențial. Dacă privim la Iisus Hristos. Vă mulțumesc. Mi-mi place ceea ce spune aici. Puterea lui Dumnezeu manifestată la învierea și la înălțarea lui, mai presus de orice putere cosmică, a fost exercitată pentru biserică. Eficacitatea cererii ca această putere să fie activă în viața credincioșilor. Deci pentru ce a înviat Domnul Iisus Hristos? Numai ca să înalțe la... Dacă întrebe cineva de pe stradă, de ce a înviat Iisus Hristos și unde este? Păi la dreapta Tatălui, că așa stă scris. Și ce face acolo? Stă pe tron. Ăsta e răspunsul. Ori Dumnezeu are Domnul Iisus Hristos are o lucrare foarte complexă de făcut, care o face acum acolo. Și citim toată asta în Evrei, în Cartea Evreilor. Ce se întâmplă în sanctuar. Iar învierea și puterea spune că este pentru biserică. Deci biserica ar trebui în mod normal să fie o biserică puternică, o biserică vie, care să lucreze prin puterea Duhului Sfânt. Mm-hmm. Pentru că ne-a fost făgăduită. Este chemarea pe care Dumnezeu ne-o face în acest studiu. Fiecarea dintre noi, sigur că da. Gânduri de concluzie, dacă... Aș mai rămâne puțin aici. Cei ce se iau de biserica lui Iisus Hristos, cei ce o batjocoresc, cei ce o denigrează, să aibă grijă pentru că este trupul lui. Iar el este capul, ia. Este trupul lui. Și-l lovesc pe Iisus Hristos când fac lucrul ăsta. L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Este treaba lui să se ocupe de biserică. Nu vă ocupați voi de biserica lui. Dacă aveți de gând să o ajutați să fie frumoasă, fără pată și fără zbârcitură, faceți lucrul acesta. Dacă aveți de gând să o judecați și să o arătați cu degetul, aveți grijă că s-ar putea să... Nu s-ar putea, cu siguranță, ne punem împotriva lui Iisus Hristos cu ocazia asta. Există un cumetar din ce în ce mai mare la acest capitol. Și se pare că o învățăm de la puterile celor sau, da, celor care se războiesc cu Iisus Hristos. Dar este cazul să înțelegem că a venit vremea ca să-i dăm biserica înapoi lui Iisus Hristos. E a lui și trebuie să rămână a lui. Și să lăsăm pe el să o curățească, dacă sunt elemente care... Mulțumesc! Să o pregătească, da. Mulțumesc! Suntem în partea de încheiere. Am remarcat un lucru deosebit, nu știu dacă vă place sau nu, poate îl putem aminti. În capitolul 1, Pavel vorbește la început despre Domnul Iisus Hristos în locurile cerești. La sfârșitul capitolului încheie cu aceeași imagine, imaginea unui mântuitor, a unui domn înălțat, glorificat și care își conduce biserica și care mijlocește pentru noi, pentru ea. Vă place imaginea aceasta în capitolul 1? Da, și cu asta începe capitolul 1 și cu asta se încheie și e ca un ciclu, ca un cerc. Un cerc care începe și da, se închide. Tot la fel se încheie și studiul nostru de astăzi cu aceeași imagine. Și aș vrea să citesc din sub împărțirea de vineri, am subliniat ceva din Cartea Faptelor Apostolilor, pagina 38-39. Te rog frumos. Când a trecut prin porțile cerului, Hristos a fost întronat în mijlocul adorării îngerilor.
Odată încheiată această ceremonie, Duhul Sfânt a coborât asupra ucenicilor în torente bogate și Hristos a fost cu adevărat glorificat, chiar cu slava pe care o avusese la Tatăl din veșnicie. Revărsarea Duhului Sfânt de la cinzecime a fost comunicarea din partea cerului că instalarea Mântuitorului în funcție s-a produs. Potrivit făgăduinței sale, el trimisese din ceruri Duhul Sfânt asupra urmașilor săi ca un semn că el a fost primit ca preot și împărat și a primit toată puterea în cer și pe pământ și că el era cel uns peste poporul său. Deci asta este imaginea cu care aș dori să rămânem după lecțiunea de astăzi. Mulțumesc, foarte frumos și adevărat. Da. Amin. Frate pastor, mai mă frământă un gând pe care îl voi surprinde din două citate ale lecțiunilor noastre și apoi o concluzie. Din nou, comentarii, pagina 22. Puterea evlaviei aproape a încetat să existe în bisericile noastre. De ce? Domnul încă așteaptă să fie milostiv. El nu a închis ferestrele cerului. Noi ne-am despărțit de el. Trebuie să ne ațintim ochiul credinței asupra crucii și să credem că Iisus este tăria noastră. Ne lipsește credința. Dumnezeu a pus la dispoziția noastră har și putere din belșug, dar motivul pentru care nu simțim cât de mare nevoie avem de ele este acela că privim la noi înșine în loc să privim la Hristos. Este ideea 1, ideea 2. Partea de final din secțiunea de vineri, cu o bucurie de nedescris, cârmuitorii, stăpânirile și puterile recunosc supremația Prințului Vieții. Potrivit făgăduințelor sale, el trimisese din ceruri Duhul Sfânt asupra urmașilor săi ca un semn că l-a primit ca preot și împărat toată puterea în cer și pe pământ. Și el era uns peste poporul său. Trecerea de la puterea evlaviei aproape încetat să existe până la o viață plină de slavă pentru Domnul Iisus Hristos se face prin schimbarea privirii. E cazul să-L urmărim pe Domnul Iisus Hristos. Să înțelegem că tot ceea ce avem nevoie este în El. Va trebui să dăm voie Duhului Sfânt să ne umple cu această viziune care ține de știința cerului, nu de speculația pământului. Și privind în felul ăsta să putem să-i mulțumim, să fim recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Amin. Biserica trebuie să schimbe viziunea, abordarea. Dintr-o biserică slabă, fără laudă și fără recunoștință, trebuie să se transforme într-o biserică plină de mulțumire la adresa lui Iisus Hristos, prin faptul că îl urmărește în locurile cerești. Vă mulțumesc mult de tot. M-am desfătat să privim și să studiem împreună din ultima parte sau a doua jumătate a capitolului 1 din Efeseni. Voi încheia printr-un apel. Citesc pentru cei care ne urmăresc prietenii acestui program și doresc ca cuvintele acestea să devină o realitate în viața a ta și a mea. Avem nevoie să-L cunoaștem zilnic prin experiență personală pe Dumnezeu și puterea dragostei Lui, așa cum sunt descoperite în viața lui Iisus Hristos. Îți doresc acest lucru astăzi și în fiecare zi. Până data viitoare, la revedere, de aici din Loma Linda.